Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls 2000, în care vom vorbi despre vise. Destinul unui om seamănă cu o corabie care pleacă spre un port îndepărtat și în destinul fiecărei corăbii încape visul de a ajunge intact la liman. Aceasta este tema propusă de realizatorul Octavian Brânzei, cu filmul Anchetă despre vise, în care veți vedea ce se întâmplă în portul de plecare, care de data aceasta este UATC, adică Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, în care cursanții învață să viseze frumos și în ochii lor speranța că totul va fi bine are puterea de a într-un zi copacii, în care veți vedea cât de măreț este visul lor de a avea un destin de excepție și ce se întâmplă în momentul când ajunge în portul de destinație. Acesta este filmul propus de Octavian Brânzei cu tema Anchetă despre vise, pe care vă rugăm să-l urmăriți. Ce e viața? Un coșmar. O nălucă, doar fugar. Și mă arunc supremă bine, căci am vis în viața în sine. Era visul, visul. Visul este, eu cred, cea de-a doua natură a omului. Și anume, eu cred că omul duce o viață diurnă, în care este ceea ce este, și o viață nocturnă, în care visează, se visează și poate să zboare, poate să fie oricine, oriunde și cu oricine. Cred că este dimensiunea cea mai sensibilă și frumoasă a omului, pentru că este cel mai adevărat și lumea asta paralelă în care el trăiește îl înnobilează. De aceea teatru, cred că îndeplinește cele două condiții, a visa în realitate, adică șansa, mai ales a actorilor, a visa că ești un rege, dar în realitate și-a asumat condiția respectivă. De asta întotdeauna am spus că teatru și-are locul seara, tocmai pentru că este undeva în pasajul de trecere dintre diurn către nocturn. Și atunci tu rămâi ceea ce ești în stal, rămâi contabilul care vine să evadeze împreună cu actorii și cu regizorul spectacolului. Deci, prin spectacol, să evadeze către vis. E o poartă de intrare. Visul cu majuscule e visul. Să joc. Să fiu și să nu fac. Actor. Să mi se întâmple cât mai multe lucruri în viață. Și bune și rele. Da. Cât mai multe. Și asta e meseria pe care mi-am ales-o tocmai pentru că îți dă ocazia să se întâmple foarte multe. Cel puțin așa cred. Lucrurii cu sufletul, nu așa. Să joc. Simplu, să joc.
Să ajung regizor când o să cresc mare. Pentru mine este capacitatea de a mă instala în propria ficțiune, după fiecare individ are o ficțiune, și de a o trăi până la capăt. Până la capăt înseamnă, în cazul nostru, până acolo unde inevitabil intervin banii. Pentru că film fără bani nu poți face și în condițiile actuale în care cinematografia română pare că nu există, e din ce în ce mai greu să faci acești bani, să faci rost de acești bani. Într-o zi m-am gândit, într-un moment de depresie, că s-au împlinit 20 de ani de când sper să fac film. Ceea ce înțeleg eu cu un film, adică film serios, pe 35 mm, dat în sălile de cinema. Pentru că film documentar, film de televiziune am făcut și film de scurtmetraj, și nu sunt mulțumit, nu sunt împlinit. De-aia, pentru mine, filmul cel mai important este Fitzcarraldul, de Werner Herzog. Pentru că un om a avut puterea să creadă în visul lui, de a face un film cu un buget exorbitant, cu un vapor care urcă munții în Amazonia, deci de a crede în utopia lui până la capăt. De altfel, Tarkovski spunea că el crede că performanța în meseria noastră fac doar oamenii care merg până la capăt. Sunt sigur că voi face la fel. Cu toate că de 10 ani mi-am pierdut cea mai mare parte dintre prieteni, am devenit din ce în ce mai singur, am reușit să mă cer definitiv cu mama mea, care nu înțelege ce fac, am reușit să nu mai înțeleg societatea română de astăzi, dar războaiele pe care le port sunt doar cu mine însă. Faptul că stau în școală aici se datorează unui alt vis de-al meu, și anume acela că aș putea transmite ceva din fanatismul meu unor tineri, deci un fel de transmitere a unei ștafete, cum ar veni. E important să-i întrebați pe ei ce visează și ce așteaptă la meseria asta. Noi deja devenim din ce în ce mai singuri. Altceva nu mai știu să spun. Fi acela de a ajunge un, să zicem, bun, ba nu, să zicem foarte bun regizor de teatru de animație. Da, da? Ce înseamnă teatru de animație? Teatru de animație înseamnă teatru pentru copii în special, înseamnă teatru de marionete, teatru de păpuși pe mână, înseamnă eveniment artistic desfășurat sub formă culturală și educativă. Cam asta înseamnă pentru mine teatru de animație. Visul meu cel mai, am spus, e să devin un bun regizor. Vise cu majuscule sunt cam multe. Însă un singur vis e mai important. Eu cred că meseria pe care m-am ales-o, cea de coregraf, pentru că asta este lucrul pe care vreau să-l fac. Să ies din această facultate coregraf și nu doar un simplu pedagog. Eu cred că este o meserie pe care m-am dorit-o dintotdeauna. Am multe, dar cel mai important acum, în anul 4, pentru că sunt în anul 4 și în curând voi termina facultatea, este să joc. Și dacă nu cer mult, cred că nu cer mult, este să joc aici, în București. Sigur că cei care vor vedea acest reportaj vor spune, da, sigur, și noi ne-am dorit-o și uite unde am ajuns. Visul meu de actor păpușar este, tot așa cum a spus Cristi, să joc. Pentru mine nu are importanță să văd neapărat în București. O să fie oriunde. Și ceea ce vreau să se întâmple este, vreau să-i fac pe copii și nu numai, că acesta este și pentru adulți, să-i fac pe cei din sală să creadă cu toată ființa în ceea ce fac. Deci să fac bine și
consider că e de ajuns pentru moment. Eu inițial am iubit drama. Am iubit foarte mult drama. Am vrut să mă fac actriță de când am conștientizat că sunt eu om pe pământul ăsta. Și apoi m-am îndrăgostit de păpuși. M-am îndrăgostit atât de tare că nu știu, cred că asta am să fac. Asta am să fac. Salut! Poftim! Ups! Ești la emisiunea noastră. Da, visul de astăzi. Ia zi tu, care-i visul tău? Așa, hai spune. Repede, acum instantaneu. Visul tău, ca actor, ca... Cel mai cu majuscul. Cel vis. Pot să plec acum? Nu, nu, nu. Asta este visul? Să pleci? Zi, care-i visul? Așa, bravo, uite, un om sincer. Scurt. Bine, mare ce? Mare ce? Nu știu dacă eu să rămână să filmeze. Hai, dă-mi că se duce banda, zi! Vorbiți voi, lăsați, că eu am venit ăsta așa, să văd ce se întâmplă aici. Deci spune, care e visul tău? Întrebarea e grea asta. Da. Și grea întrebarea care visul. Mai, ce să spun? Vreau să fiu un bun actor, un bun muritor, un foarte bun actor și un foarte bun muritor și atât. Și să văd lumea și prin meserie, cu ajutorul meserie și pe parcurs vom mai vedea ce se va mai întâmpla. Și cum ai ajuns la acest vis? La vis, visul am avut întotdeauna. La meserie, așa, cineva spunea că tu spuneai mai demult și un alt coleg, dar nu spunea că asta este ca un drog. Dacă, un coleg m-a spus și foarte frumos ceva de genul, dacă vrei să nu fii subjugatul teatrului, nu gusta nicio picăturică din el. Și are dreptate că m-am urcat pe scenă și nu pot să mă mai dau jos de acolo pentru că e. Sunt pe lume visuri și vise. Toți oamenii visează. În timpul zilei visează pe alte mai bune. În timpul nopții visează o altă viață. Nu totdeauna mai bine. În timpul nopții ai și coșmar. În timpul zilei, de multe ori trăim coșmarul și înseamnă să scăpăm de el. Visul meu este normalitate. Eu aș visa să intrăm într-un regim de viață normală. O definiție a visului este ar putea fi adaptarea la o situație dificilă. Visul este o salvare. Visul, ca și visare, ne salvează. Pentru că altfel, probabil, ceva s-ar frânge. Cred că visul ne este dat ca o supapă. Visul ne ajută să supraviețuim. Invitatul meu din această seară este actorul liber profesionist Ion Florin Grigoraș, care a activat timp de un an de zile între 96 și 97 pe scena Teatrului 1 din București, unde a interpretat rolul lui Pozzo din Așteptându-l pe Godot. Apoi, ca liber profesionist, a interpretat rolul Iordache în Dale Carnavalului la Teatrul din Buzău și cel al lui Ligurio în Mătrăguna la Turnul Severin. Domnule Grigoraș, vorbiți-mi puțin despre experiența noastră, care seamănă ușor cu cea unui trubadur medieval. Ce înseamnă să fii actor liber profesionist și cum ați ajuns în această ipostază? În primul rând, cum am ajuns? Am ajuns fără voie, actor liber profesionist. Nu pot să spun că e o vocație. Mi-aș dori să pot să fiu un actor înregimentat. Deși în ziua de astăzi poate e mai favorabilă condiția de trubadur, așa cum ați denumit-o dumneavoastră. Ce să vă spun? E
Ar fi inutil să vă spun că e greu. Probabil toată lumea știe cât e de greu, dar la fel de greu bănuiesc că e și pentru cei care există în sistem. Deci regretați într-un fel acea umbrelă proteguitoare pe care o avea un teatru. Din cât am trezit, teatrul 1 al lui Gagoci era sponsorizat de un mecena, că în acest moment va ajunge și regizorul. Dar teatrele de stat sau teatrele naționale din provincie sunt aronzate într-un fel primăriilor care asigură un buget de salvare. Ele totuși sunt foarte puțin rentabile. Povestiți-mi puțin despre ce înseamnă a trăi din experiente. Deci ce șanse vă poate aduce experiența noastră de liber profesionist? Puteți să puneți mâna pe un contract, cum ar într-un casting, într-un film? Și ce înseamnă acest contract? Evident că pot pune mâna pe un contract în măsura în care cel care e de partea cealaltă a contractului, ca să spun așa, consideră că îi sunt necesar. Vreau să vă răspund la ce ați spus înainte, nu după o umbrelă proteguitoare de umblu sau am nostalgii, ci pur și simplu după posibilitatea de a exercita profesia, pentru că deocamdată la noi în țară această posibilitate nu există, din păcate, decât sub o umbrelă proteguitoare a statului. Asta pentru că acolo, dacă ar exista totuși un sistem în care teatrul particular, în care statutul de liber profesionist ar putea asigura cât de cât o consecvență în exercitarea profesiei, eu aș prefera în continuare condiția de trubadur. Totuși, într-un cadru instituționalizat, lucrurile probabil că se desfășoară altcumva. E visul nostru de a vă întoarce pe scenă și cred că visați în continuare acest lucru. Și aș vrea să vorbiți puțin despre vis, dat fiind genericul sub care se desfășoară ancheta regizorului Brânzei. E singurul vis, de altfel, și e singura dorință, de a exista pe scenă, oriunde, oricum. Mi-e absolut indiferent și cred că sunt în asentimentul multor colegi de-al mei. Mi-e absolut indiferent că joc la stat, la particular, că sunt liber profesionist și că trăiesc din banii câștigați de mine sau că cineva mă subvenționează. Important pentru mine este să exist pe scenă și să-mi exercit profesia. Este visul oricărui actor. E o chestiune pe care cred că guvernanții noștri au înțeles-o și o folosesc ca pe un alt tip politic. Au înțeles că noi actorii și nu numai noi artiștii în genere, vrând nevrând ne dorim să ne facem profesia cu bani sau fără bani. Și atunci preferă să nu ne dea bani, pentru că ei știu că oricum mai e. A, ei invocă existența unei glande a creativității, da? Care ea știe, se știe că funcționează, da? Da? Doar trebuie să fie stimulată în principiu. Nici măcar. Ei n-au, poate oricum, nici n-au autoritatea și nu pot nici competența ca să-l facă de actor să-și folosească glanda a creativității. Pentru că ea funcționează. Da. Da, deci visați. Bine. Apropo de responsabilitatea visului, cred că responsabilitatea asta trebuie împărțită. Cumva. E adevărat că o parte de responsabilitate, de vină, să spunem, aparține guvernanților, politicienilor, celor care creează cadrul de manifestare, de întrupare a visului. Dar în același timp, o mare responsabilitate o are cel care visează. Și cred că la noi asta e o problemă, pentru că un vis frumos pentru care nu fac nimic e un lucru inutil. Nu servește nimănui, nici măcar mie, celui care visează. O responsabilizare, vorbesc de o responsabilizare în sensul asumării visului. Dacă eu visez să ajung mare actor, trebuie să am luciditatea, descoperirea ceea ce înseamnă lucrul ăsta, a ceea ce presupune lucrul ăsta, și să am puterea de a lupta pentru el, indiferent că durează 3 luni sau 20 luni. Iată un om care visează să se întoarcă pe scenă și căruia îi doresc foarte mult succes în această experiență inedită de truver al sfârșitului mileniului și secolului. Să ne întoarcem la locul faptei. Locul întâmplărilor este Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, unde visurile celor care erau odinioară în UATC sau în alte instituții de învățământ teatral s-au prăbușit unele după altele.
ce îi mai lasă pe acești oameni să viseze cu ochii deschiși spre clar de lună sau spre stele, spre steaua destinului lor? Poate nimic. În ochii lor s-a adunat foarte mult scrum. Criza din teatre se pare că s-a generalizat. Situația teatrului Notara, care nu este unică, a explodat simultan și la Târgu Mureș și la Cluj. Ce putem să facem pentru a salva teatrul românesc și pe actorii lor, pe actorii teatrelor? Ce ne îndeamnă să credem că mâine poate o rază de soare va lumina și destinul actorilor noștri? Acesta este filmul pe care Brânzei l-a făcut despre visul actorilor. Vis în care încape o parte din visurile noastre ale românilor. Ce este mai important? Un bidon de gaz? Sau o pură de Rafael? O pereche de bocanci? Sau un pereche de puști? Spune că este o situație mai specială decât în alte teatre sau decât în alte localități din țară unde funcționează aceste instituții, poate că ar fi exagerat, dar consider că este o situație destul de dramatică, pentru că condițiile, din toate punctele de vedere, condițiile de viață, de muncă, sunt destul de precare, destul de dificile. Noi se reproșează faptul că suntem inutili societății, că nu producem nimic. Sau eu cred că producem, suntem oamenii care producem visele. Ce ne facem fără vise? Uitați-vă ce spun oamenii care nu mai au vise. Ce se întâmplă cu oamenii care nu mai au vise? Sunt disperați, nu mai au nimic. Dacă noi vrem să le vindem aceste vise, de ce nu ne ajutăm? Pentru că fără noi mor. Asta înseamnă teatru. Vânzătorii de vise. De-aia trăim. Și de-aia trăiesc și ei. De-aia trebuie să ne ajute. Să vină să ia visele. Le dăm, nici nu cerem mult. Ce cerem? Un preț de 20.000? Asta e mult? Să trăiești o viață fericită pentru 20.000 care îi vinzi într-o seară? Nu-i mult. E o durere a noastră, a tuturor. Inutil, oamenii inutili. Inutil societății. Asta ni se spune mereu. N-avem nevoie de teatru, că nu produceți nimic. Deschidem o fabrică de șuruburi. N-avem nevoie de teatru pentru că nu ține de foame, de sete, dar ne lasă fără vise. Atunci să rămână fără vise. Și să vedem ce fac. Cu bananele, cu șuruburile, cu pâinea. Să trebuie și asta. Dar fără vise nici nu mai bine să mănânc. E dureros. Deci asta e cea mai mare durere. Asta producem noi, să înțeleagă oamenii odată pentru totdeauna ce produc actorii, artiștii. Vânzători de iluzii, asta pictorii. Țin de foame? Avem nevoie de ei. Sunt artiști. Vioara ține de foame? Înseamnă că se duce naibii totul. De aici pornesc visele. De la un spectacol de teatru, de la un tablou frumos care te pierzi și te pierzi și te aduce aminte de tot. De la o vioară? De ce? La ce ne raportăm noi? În general, nu ne raportăm la fabrica de cauciuc, marea fabrică danubiană, ne raportăm la Picasso, ne raportăm la Homer, ne raportăm la Shakespeare, la asta ne raportăm. Când facem istoria unei culturi, nu spunem că în anul 1600 s-a făcut nu știu ce, în anul 1600 era perioada elisabetană, era evul mediu. Deci ne raportăm la ceva concret, care înseamnă vis. Vorbesc prea mult. De exemplu, un absolvent îmi câștigă în jur de 590.000 pe lună, adică ia bani în mână, până la un actor de categoria întâia, care deci este maximum, dar care ia
în jur de 1.700.000-800.000 de mii pe lună. Nu îmi faceți cruce pentru că... La un băiat se spune că e mai simplu. Dai cu un pic de apă sub braț și ai plecat, dar nu se poate o actriță să nu facă un duș. Mai ales la o fată, e mult mai, mult mai necesită mai multe lucruri decât la un băiat. O fată are nevoie de mai multe lucruri. Și dacă spațiul ăsta, așa cum îl vedeți dumneavoastră, și au mai fost oameni din afară și au spus că în așa condiții stau actorii, au rămas un pic impresionați, pentru că se așteptau să stăm la hotel, să avem guvernantă și a spus noi mâncăm cartofi, noi mâncăm cartofi, da, suntem și noi oameni. Atâta timp cât nu ni se dă un minim de existență, nu se poate crea. Cu burta goală și cu jec pe noi, nu se poate crea, pentru că omul nu vine la teatru să vadă un nespălat, un incult, și un om plin de... Și te vede pe stradă, mai ales că ești persoană publică. Sunt cazuri de actrițe care s-au îmbolnăvit din cauza frigului în teatru, din cauza că au mers cu taltele goale într-un teatru înghețat. Și nu uităm că poate actrițele alea vor să mai fie și mame. Dar mă rog, asta este ala, da. Despre asta este problema, că nu suntem, din punctul ăsta de vedere, nu suntem oameni normali. Sau că actorii trebuie să păstreze un mister. Eu vă invit să vedeți misterul actorilor din Botoșani. Bucătăria, baia, cealaltă baie, holurile, marele mister al actorilor din Botoșani. Asta ce ascundem noi pe stradă. Care arăta mai groaznic decât arată acum, am reușit să o îmbunătățim cumva. Nu există cadă, există numai dușuri, instalațiile sanitare sunt la pământ, dacă vrem să le reparăm, ne costă, nu vine nimeni de la teatru, nu vine nimeni, absolut nimeni să facă ceva pentru băile astea. Aici sunt fetele care sunt cazate în hotel și folosesc baia asta. Apa caldă există? Apa caldă nu există. Asta este baia băieților. Dăm o parte. Putem să le punem noi tot timpul așa vor fi. Unul mai întreținut, unul nu. Așa au fost toate caloriferele în toamnă. Toate caloriferele din spațiul ăsta, așa au fost, cu dobul. Acum ăsta nu a mai fost, n-a mai putut fi pus la lucru, din cauza că e defect. Celelalte le-am pus. Da, aveți căldură? Da, se încălzesc așa, ca să nu spună că nu ne dau căldură. Cu ce ne mai chem? Vai, e crunt. Niște truse turcești din 90, expirate, deci expirate de mult. O pensulă de buză pe care am adus-o eu când am ajuns în teatru, aveam o pensulică de buze care toate fetele, pe care toate fetele o folosim. E foarte bună, dar nu e igienic, clar nu e igienic. Vată de cea mai proastă calitate. Rimeluri vechi, uscate. Apa caldă este problemă generală în Botoșani. Toți suntem racodați la lipsa apei calde, ca să zic așa. Da. Deci, n-avem după spectacol, n-avem unde să ne spălăm, n-avem unde sunt unele spectacole în care actorii folosesc machiaj în păr, se machiază în rolul de compoziție și după spectacol trebuie să se spele neapărat. Se îngăzește o găletușă de apă care se spală îngălată, într-o gălată mică, se spală pe cap și e un frig în scenă, în crunt. Și trebuie să suporte frigul și se întâmplă. Avem la ora asta trei actori răciți, crunt, care nu pot să facă față, nu or să dea randament pentru că au răcit în scenă, au răcit în altă parte. Actorii sunt cronica prescurtată a vremurilor și noi aici suntem o mână de actori disperați. Deci asta înseamnă că românii sunt disperați. Eu asta cred. Aveți nevoie de teatru? Da. Da. Bineînțeles. Sigur că da. De ce?
aici teatru înseamnă cultură, în primul rând înseamnă scrie un nou orizont, înseamnă, dar bineînțeles cu condiția să fie o piesă teatru bună. Pentru că e un teatru de cultură și ne cultivăm și noi, oricum, puțin. De ce? Păi este cultura noastră. O suplimentăm prin teatru, prin film, prin operă, prin tot ce putem. Pentru că Teatrul Mihai Eminescu ne reprezintă. Teatrul Mihai Eminescu ne-a reprezentat pe scenele bucureștene când Hamlet și au fost elogiați în presa centrală și actorii sunt mesagerii noștri. Dumneavoastră aveți nevoie de teatru? Da. De ce? Pentru că e interesant. Te recriez când ești la teatru. Îmi place piesele de teatru. Mai degrabă decât un film. Dacă eu aș veni de la repetiție de la ora 10 până la 2 și după aceea aș veni de la, să spunem, de la 3 până la 5 și aș mânca o felie de pâine cu margarină, dar aș lucra cu Cătălina Buzoianu sau cu Dabija sau cu Mănânuțiu, eu n-aș mai cere nimic altceva. Pentru că asta este rațiunea mea. Eu n-am venit în teatru ca să mănânc mai mult, pentru că știu chestia asta. Nu se mănâncă în teatru pâine grasă. Cred că eu am venit să muncesc. Care dintre noi știe când s-a apucat de meseria asta, că nu, niciodată nu o să aibă bani, nu o să aibă o familie, nu o să aibă... Exact. Deci, și suntem... Ne-am asumat, dar în momentul în care riscul ăsta... Care este dominat de o pasiune. Momentul în care riscul ăsta dispare rațiunea noastră de a fi... Și ajung aici și nu mi se mai cere nimic, dragii mei, asta e marea dramă. Am fost educată să dau, să dau și să primesc. N-am nici cui să dau și n-am nici ce să primesc. Și ce să fac? Asta este marea mea dramă. Până la urmă, am ajuns să accept orice. Orice. Chiar am cerut o dublură, pentru că nu pot să stau degeaba. Eu locuiesc în teatru, n-am timp să stau degeaba. Aș vrea, mi-aș dori să ajung în cameră și să adorm de obosită ce sunt, pentru că am jucat și se întâmplă de dimineață până seara să fie ocupată. Se întâmplă trei piese odată, să se pună trei piese odată, să se muncească foarte mult, dar să fie piese grele, nu neapărat grele, măcar una dintre astea trei piese să însemne ceva pentru noi. Să putem ieși în lume cu una dintre ele. În momentul ăsta, sincer, nu prea avem ce ieși în lume. N-avem ce să arătăm. N-avem ce să arătăm în stagiunea asta. În facultate visam la ceva și aici, în realitate, așa cum se întâmplă cu totul altceva. Nu mai sunt vise. Devin gânduri. Tot timpul gânduri, gânduri, gânduri. Eu cel puțin nu mai visez de mult. De vreo 7-8 luni de zile nu mai visez, pentru că ar fi foarte frumos să visez. Acum mă gândesc tot timpul la viață, ce să mănânc mâine, cu ce să mă îmbrac mâine, ce să încalț mâine, astea sunt toate probleme. Și am visat, frumos spus așa, să fac niște roluri, să întâlnesc lumea aici, să am cu cine lucra. S-a întâmplat lucrul ăsta, am dat concurs aici, m-am angajat, sunt mulțumit, colegi tineri suntem, dar se întâmplă niște lucruri, că toate proiectele care au fost nu mai sunt. Unde sunt? Astea sunt visurile alea, nu știu. Și am venit aici să muncesc. Acum am două lucruri, sau să lupt, sau să plec, dar nu plec în alt teatru, plec în străinătate, pentru că e mai bine să zic, muncesc undeva, ca să pot trăi pentru asta. Și încerc să lupt acum, să lupt cu mine și cu toți colegii mei, să luptăm în continuare. O să fie un răspuns bine? Nu. Cer scuze, pe lângă teatru, mi-am dat seama că pot să fac și altceva în afară de teatru. Că am crescut la țară și asta mi-ar părea foarte rău ca să mai fac teatru. A mai fost cineva și tot m-a întrebat dacă ai putea să faci altceva în afară de teatru. Am zis că cred că nu. Dar acum, gândindu-mă, nu cred. Cred că aș putea să fac orice ca să pot să trăiesc. În condiții acum, condițiile cât sunt de mizere, nu poți efectiv să visezi. Astea sunt gânduri care tot timpul te macină ceva aici. Aici poți să devii, la un moment dat, să nu mai știi ce vrei de la viața. Asta este.
cea mai mică. Deci, aceasta este camera mea. Tot ce este aici nu este nimic al meu, nimic, pentru că nu am posibilitate să-mi cumpăr eu, nimic, totul este împrumutat, deocamdată. Și de asta am zis astăzi, nu știu ce viitor o să am. Sau lupt în continuare, sau plec. Asta e singura soluție. Totul ce este aici este împrumutat în afară de plapumă și cuvertura asta de aici. Asta este lucrul. Perdeaua asta care am luat-o la secă, asta pot, cu asta trăiesc. Totul este împrumutat. Și nu știu dacă pot trăiesc așa în continuare, nu știu. Mai caut de ce-uri și răspunsuri. Cred că am să găsesc o soluție. Este evident. Este evident pentru toată lumea. Peștele de la cap se împute. Și cauza este o proastă organizare a activității teatrului. Începând de la organizarea artistică până la cele mai mici amănunte, până la organizarea spectacolului, până la lucrul cu ateliere. Și nu se poate niciodată un domn director care vine biat la repetiții să poată să rezolve situații de genul ăsta. Un domn director care vine amețit, care nu vine la timp la program, care întotdeauna se pofilează și spune că el nu știe, n-a văzut, n-a auzit, nu se implică, nu este interesat. Nu putem să rămânem cu capul acesta de pește în frunte. Asta e problema, că noi vrem să muncim și suntem obosiți de inactivitate. Și suntem obosiți de stat degeaba. De gândit prea mult. Am obosit de atâtea vise. Obosiți de vise, foarte frumos. Unde e iluziile mele care le-am avut? Le-am iubit atâta pe ele, de-aia le-am pierdut. Căci toată crudă n-am pus să audă, eu plicând i-am cerut. Să nu ia iluziile mele care le-am avut. Cu speranța că nu v-am întristat foarte mult, vă așteptăm, stimați telespectatori, ca de obicei, în fiecare zi de marți la 21:15. Noapte bună!